ACS Volei Municipal Zalău a pierdut primul joc din finala campionatului Diviziei A1 la volei masculin, scor 3-1 în fața campioanei ultimelor două sezoane, echipa CVM Tomis Constanța. Zălăuanii speră însă să practice un joc mai bun și să-și apropie victoria în cel de-al doilea joc, programat în această seară de la ora 18 în sala sporturilor din Constanța. La numai 12 zile distanță de la cucerirea Cupei României la volei masculin în fața echipei CVM Tomis Constanța, jucătorii echipei ACS Volei Municipal Zalău și cei ai grupării de la Malul Mării Negre și-au dat din nou întâlnire la fileu, la Constanța, cu prilejul primului joc din cele 5 programate în cadrul finalei campionatului Diviziei A1. După victoria categorică cu scorul de 3-0 obținută în finala Cupei României, zălăuanii au sperat să aibă o misiune facilă și în finala campionatului. Dar în pauze dintre cele două finale, doi din jucătorii marinarilor care au părăsit echipa la finalul sezonului regulat, Simeonov și Petkov, au revenit la sentimente mai bune și s-au întors la echipă. Alinind cea mai bună formulă de start, constanțenii au avut un start bun de partidă și au reușit să câștige primele două seturi cu 25-23, respectiv 25-21. În cel de-al treilea parțial, zălăuanii, care au dat o replică bună campionilor pe parcursul primelor două acte, au avut o tresărire de orgoliu și au reușit să se impună la limită, cu 25-23, și păreau că au forța de a produce cea de-a doua înfrângere din acest an pe plan intern echipei constanțene. Din păcate pentru Leonardo Dal Bosco și colegii săi, jocul echipei gazdă a funcționat perfect în debutul celui de-al patrulea act și gazdele s-au desprins pe nesimțite la 10 lungimi, iar în final au închis setul cu 25-14 și implicit și partida cu 3-1, devenind principala favorită la titlu. Nu ne-am făcut jocul atât de bine cum ne-am dorit, dar noi mai avem un joc aici, sperăm să jucăm mai bine mâine. Suntem de pe drum, am făcut de la Zalău nici nu știu câte ore și s-a simțit puțină oboseală, puțină neacomodare, că și sala nouă, numai sezonul ăsta n-am jucat deloc aici. Dar eu sper că mâine să facem un meci mai bun și să arate altfel. Deci finala nu e jucată. Da, sigur, mai avem și un meci mâine aici, mai avem și două meciuri la Constanța. De ce nu să întoarcem să jucăm și 5 meciuri? Noi ne dorim și încercăm fiecare meci să-l jucăm la victorie. Am început destul de bine, într-adevăr. Puțin am oprit motoarele în setul 3. Dar cred că putea să fie și mai scurt meciul. E important pentru noi pentru că nu suntem echipă chiar tânără și avem nevoie de forță și de să fim 100% la fiecare meci. E bine pentru că am câștigat, e foarte important primul meci, ne dă moral pentru următoarele meciuri și mâine vrem să facem un meci foarte bun și să mergem la Zalău cu încredere să putem să terminăm foarte repede și să intrăm într-o vacanță bine meritată. Cel de-al doilea meci al finalei dintre CVM Tomis Constanța și ACS Volei Municipal Zalău este programat în această seară, începând cu ora 18, în sala sporturilor din Constanța.